Bună, bună, dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag. Mă numesc Zidana Uzakovna. Bun venit pe pagina mea de Facebook în bucătării la Zidana Uzakovna. Vă salut, dragii mei prieteni, pe toată lumea. Vă transmit sănătate, fericire. Astăzi vreau să fac un tratament aici cu voi formidabil de bun. Minunat, natural, naturalistic pentru ciuperca de la picioare. Așa, acest tratament trebuie să-l facă toată lumea și vă explic cum se face. Vă salut, vă salut, vă salut. Ați sunt în bucătăria mea. Așa, ca de obicei pentru toată lumea. Dragii mei prieteni, eu primesc un mesaj de la voi foarte des, mai ales pentru persoanele care au o situație puțin, puțin mai grea. Zidana Arată-ne un tratament naturalistic sau un tratament care nu mă costă mulți bani. Eu astăzi vreau să vă arăt un tratament care poți să-l faci tu în căsuța ta pentru unghiile bolnave. În tip medicinal se numește micoză, se numește ciuperca de la picioare. Dar acest tratament cu siguranță vă ajută și la durerile de călcâi, la durerile de gută, cine știe ce înseamnă gută, la pinte, cele oase mari, ieșite, cine are, deci oase la picioare. Dar acest tratament clar că ajut și la unghiile bolnavi de la mânuți. Vă salut cu mult, mudra, bună seara, bună seara, bună seara. Nu am intrat de mult timp, dar vreau să vă arăt un tratament care tu poți să-l faci în casa ta, chiar de la mic la mare. Sunt și copii cu unghiile bolnavi, dar foarte des sunt și bărbați, dar foarte des sunt și femei. Asta este lipsa de colagen, lipsa de calciu, lipsa de vitamine în organismul nostru. Noi cu timpul, clar că mai îmbătrânim, așa este construit corpul nostru și noi avem foarte multe lipsi de diferite vitamine în corp. Astăzi vreau să-ți fac o infuzie, o spălătură pentru mai ales picioare. Deci ori sunt bărbați care au foarte puternic miros la picioare. Deci, într-adevăr, se spală și în schimbă și încălțămintea și deci nu trece și el miros înțăpător a acetonă. Aceasta se numește micoză, ciupearcă la picioare. Deseori o au și femeile așa, la unghii deci să unghia este unghia ca finii sau galbenă sau roză ciuperca de la picioare o are foarte mult lume dar ea se transmite dacă de exemplu a avut soțul tău poate să transmit ție dacă ai avut tu prin încălțăminte, prin îmbrăcăminte, prin lenjerii, prin lenjeria de pat Ciuperca de la picioare se transmit chiar și bătăturile de la picioare. Acest tratament nu este numai pentru unghiile bolnave sau pentru ciupercă, Vă salut, dragii mei prieteni, suntem foarte mult, suntem în live, suntem aproape 600 în câteva minute, dar acest tratament poate să-l facă oricine. Dacă tu ai barbatul tău și ai văzut că nu este bine cu o unghi la picioare sau o un ciupercă, cu mare drag poți să-l faci. Dar o chestie. Dacă tu faci pentru tine și pentru bărbați, în timp deci vasuri diferite. Deci tu nu poți stai și tu și soțul tău în acest vas. Unde ai făcut medicamentul pentru ciuperca de la picioare. Acest uh, tratament, hai să zicem, îl faci măcar de 14 ori, poți să-l faci chiar toată ziua, dar este recomandat peste o zi, fiindcă este sănătos și are și bicarbonat de sodiu, care eu foarte mult vorbesc de dânsul. Astăzi mi-a spus o doamnă că se numește sodă din pâine, nu știu de ce, da? Da? La noi se numește bicarbonat de sodiu sau în Republica Moldova se numește sodă de mâncare. În toată țările este sodă de mâncare sau bicarbonat de sod. Ce am eu astăzi nevoie? Eu într-un vas care fac foarte tratament, la mine în fiecare din noi în casă are vasul lor de picioare. Dacă soțul fac un tratament pentru picioare sau dacă îi fac cu unghiile, sau dacă îi rod unghiile, mă rog, sau dacă îi spăl picioarele, da? Deci are vasul lui, eu am vasul meu, copiii au vasul lui, mama are vasul lui, fiecare avem vasurile lor. Deci este foarte important. Dacă noi deja este în cadă, clar că acolo scurge apa, o mai spălăm cu um, spirit sanitar sau chiar cu alcool sau cu uh, as, da? oricum se clor, chlor și deci este diferit. Așa, hai să vă arăt ce tratament minunat. Pentru unghii bolnavi. Dar, dragii mei, prieteni, mă întreb. Zidana, la varicoz merge? Merge dar las să răcească apa, adică stai cu piciorușile în apă călduță. Este foarte important să știi. Deci, în primul rând, fiecare din noi în casă, primul sfat trebuie să aibă vasul lui aparte. Chiar dacă este tot una, scrie pe dânsul Maria, Zidana sau cum te cheamă. Așa. Nu ai dreptul să-ți speli tu cu vasul tău și soțul cu vasul lui. Nu are drept să speli cu vasul tău. Deci asta este foarte important. Este foarte important să știm că dacă unghia este bolnavă, de la ce este? Întotdeauna acum să mai faci analiză, să facem chiar să iei de la unghii să facem analiză să vad dacă este ciupiarcă, dacă este eczemă, că este și eczemă la picioare. Dar deseori persoanele au ciupiarcă. Dacă vorbim de ciupiarcă, dacă vorbim de eczemă, dacă vorbim de bătătură, de dureri de picioare, de dureri de tălpi, de dureri, din gută sau pinte, acest tratament este pentru tot. Așa, eu aici am 2 litri de apă călduță. Eu deja am pus apă de la fântână. Așa, eu am pus-o la fier. Ce pun eu în primul rând, deci în vasul meu? Două, trei frunzi din frunză de dafin. Care aveți mai mult, care mai ales trăiesc în Italia, Spania și aveți foarte mult frunză de dafin, adaugi mai mult că este foarte sănătoasă pentru articulați, pe întărirea deci oaselor, dacă vorbim de deci pierc, dacă vorbim de articulație. Adăugați mai mult, eu nu am mai mult, ce să adaug cât eu asta am. Așa, foarte important să știm discorțișoara. Praful discorțișoara, el este ieftin, el este bănuț, o să zicem cenț, dar scorțișoara ajută la ciper și la întărirea oaselor. Deci trebuie să știm foarte bine că acesta este un condiment care noi îl consumăm în bucătărie la cozonaci, dar este formidabil pentru articulații și picioare, pentru dureri de picioare. O lingură de bicarbonat cu sodiu. Eu un carbonat de sodiu cred foarte mult și eu chiar mă alint fiindcă el scoate toată bacteria din organismul nostru toată murdăria, chiar și sub unghii și pelea moartă care crește, sau chiar unghiile încarnate, așa se numește, așa. O lingură plină de bicarbonat de sodiu. Așa, am aici un tratament care eu fac ca prințesele. Da, eu îmi spăl picioarele cu mere de albini, fiindcă ea este sănătoasă. Acum sunt foarte multe și pastile cu mere de albini și capsule și de ce? tratamente naturale și prafuri, dar eu folosesc mierea de albine cu kilograme. Chiar și la păr, chiar și la dureri de stomac, chiar și la cnei, chiar și la căderea părului, chiar și la dureri de picioare, chiar și la dureri de articulație. Mierea este antibiotic 100%. Dar luați seama ca să fie miere naturală, să nu fie glucoză sau zahăr topit și cum Apă și îți povestește că este miere, dar nu este miere. Toată mierea naturală, așa arată în felul următor. Ia uitați, vă și miere. Noi avem stupii de albini și eu folosesc foarte mult miere. Deci, dacă vorbim de ceaiuri pentru slăbire sau mă rog, altceva, deci mierea la mine este pe primul loc, așa. Deci o linguriță de miere de albini. Așa, dar mai am câteva ingrediente care este foarte bune pentru deci, uh, ciuperca la picioare. in, da, inul ca finiu, poți pui chiar și un in alb sau in orice in care ai tu, că ele sunt și mai ca finii, și mai albi și mai moro. Dar dacă nu ai in, poți pui susan, fiindcă ele are fix aceleași calități, ele sunt foarte bune, Inul are omega 3, omega 6, omega 9, deci ele are foarte multe vitamine și el ajută. Chiar când el va fierbe, în, în, vasul meu, el puțin să faci ca gelul Acel gel ajută la uh, dacă avem unghiile bolnave. Deci este perfect. Eu am spun o lingură de supă de in. Inul la mine eu fac și măști de față, eu fac și șamponuri, eu cu in îmi spăl corpul, dacă am acnei, dacă am uh, deci, uh, coșuri negri, puncte, bubi, deci nu este foarte perfect, așa. Mai am aici o, hai să zicem așa, o floare care toată lumea o cunoaște, care este sunătoarea. Sunătoarea se numește pojarniță. În limba ruscă multă lumea să știe, zi, da, ce înseamnă sunătoare. Deci este pojarniță. Dragii mei, prieteni, mai distribuim live-ul meu și mă lăsați un comentariu din ce oraș sau din ce parte al lumii mă scris sau mă vizionați. Așa. Sunătoarea la fel e scoate toată infecția din organismul omului, dar este perfect chiar și pentru rinichi și pentru ficaci, pentru curățarea sângelor, dar este și pentru dureri de picioare, dar dacă vorbim de bacterii, deci piercă cu siguranță, 100%, ajută foarte mult lumea. Așa, o dăm, deci în în vasul nostru. Așa, mai am aici, poți pui și sunatoare proaspătă și sunatoare verde. Mai am aici salvia. Asta la mine este salvia, este ultima salvia care am cules-o din grădină, dar ea se vinde, deci, uh, uscată. La fel este bună. Eu am să pun un vrească de salvii și mai am aici talpa gâștii. La fel toate plantele sunt uh, crescute, uh, unile, da? coleasă de mine, fiindcă eu știu ce plante coleg, dacă vorbim de gălbiniele, de mușețel, eu știu ce plante și le cunosc absolut pe toate. Așa, talpa gâștii, talpa gâștii la fel este pentru infecții, pentru bolile din, de, de piele, pentru psoriazmă, așa, ați vă arăt cum ea arată, așa, în felul următor, ea puțin în ghimp, știți, așa, așa arată talpa gâștii. Ia se găsește în orice magazin de ierburi în, în magazinile bio unde se vând toate ierburile. Așa, deci am pus salvie, pojarniță sunatoare, talpa gâștii, mere de albini, scorțișoară, in, bicarbonat de sodiu și mai am, dragii mei prieteni, un condiment care eu îl iubesc, care scoate toată bacteria din organismul omului este lămâia. știți că lămâia de la mâi slăbești, apa că lămâi, deci cu siguranță te ajută să usuci toată grăsimea ta, te ajută la diferite boli. Deci lămâia la fel este foarte bună. Așa, eu am să o tai în două, în felul următor, așa, chiar în patru pot să o tai. Așa, și clar că nouă în infuzia noastră, Întrebă dragii mei prieteni, un ulei sau o tinctură. De ce? Fiindcă apa se facă puțin mai ușuric, ca să chiar dacă noi am scos deci toată bacteria de la unghii, apa la fel are un ulei, eu astăzi o spun ulei din mesteacă. Așa, la mine arată în felul următor, eu am făcut life-ul cu voi. Dar dacă ai mesteacă uscat, mesteacă este birioză în limba rosă, Uh, cu siguranță poți să-l faci uscat. Ele se vând la fel în magazin flori de mesteacăn, dar coarja de mesteacăn, de copac de mesteacăn, acel copac care scoate sucul și noi beam, deci este foarte gustos, chiar să vinde și în diferite farmacii și magazine, el este sănătos. Mesteacănul ajut foarte bine la unghiile de la picioare. Așa, eu am să-i pun o lingură, așa, o lingură de ulei de mesteac, în așa. Cu mesteac când faci și deci măștele de față, cu, în, uh, cu ulei de mesteac sau chiar tinctură de mesteac, eu am și tinctură, am și ulei. Să ungi pe genunchi dacă te doare genunghi, să ungi la încheituri dacă tu ai durere de încheituri. Deci să ungi uh, um, coloana vertebrală, că la fel ajut foarte bine. Așa, vedeți foarte bine, am să dau camera mai așa. Deci vasul meu, eu am așa un vas care pentru picioare și eu îl aștept puțin ca el să fiarbă, așa, în felul următor. Așa. Ei să mă întreb, am îl arunci? Dacă tu îl faci numai pentru tine, chiar poți 3 zile să stai cu picioarele. Deci l-ai încălzit, în apă căldut, ai stat seara, l-ai încălzit, dar după a treia oară deja nu mai are acele beneficii întotdeauna, fiindcă chiar și porarnița, chiar și bicarbonată de sodiu, scorți toate condimentele care eu le-am arătat, ele sunt foarte ieftine și se merită de făcut proaspete. Dacă ai probleme cu unghiile la picioare, faci de la 14 până la 20 de ori. Cu siguranță vei vedea sângurică cum ți îți trece, deci, durerea, de, dacă noi vorbim din dici piarca de la picioare. Da, dacă ești mă trezit, da, na, da, dar îmi trebuie, îmi trece deci durerea de picioare, cam foarte mari Dureri de picioare sau picioarele inflate, da, îți trece, îți trece dar încă o, o chestie foarte bună, dacă tu ești constipat, dacă tu ești cu dureri de gât, cu dureri de nas sau cu orice nas, hai să zicem așa, pe de de-a dreptul sau chiar dacă ai o problemă cu urechile când ia fierbe această infuzie, da, când ea fierbe în casă, cu siguranță te ajută și pe tine și pe la copii, fiindcă scoate virusul. Deci de aia o facem în casă, fiindcă miroase foarte bine. Lămâia, scorțișoare, merea de albini, salvia. Deci absolut totul miroase foarte bine. Deci la mine imediat s apuc de fiert, așa, da? O las fiarbă bine, bine, bine și când aproape puțin sărăcești, eu stau cu piciorul în ea. Deci știți că este foarte sănătoasă, mai ales că are bicarbonat de sodiu. Dacă mâine, menționez, faci fix în această apă, mâine mai adaugi, deci, o lingură de bicarbonat de sodiu. Poi mâine mai faci încă o dată, la fel adaugi în colinguri de bicarbonat de sodiu. Așa. Deci, un tratament foarte bun pentru ciupiar, că eu astăzi am fost în live cu voi, am intrat foarte puțin pentru câteva minute ca să vă explic cât e de bun acest tratament pentru picioare inflate, repet încă o dată, pentru călcâi, pentru dureri de genunchi, pentru ciuperca, pentru micoză, în limba se numește griboc, așa, pentru fung, fiindcă nu este bine noi, picioarele noastre, ca să miru să urât, nu este bine ca picioarele noastre să aibă fung, fiindcă noi ne îmbolnăvim, este o infecție Poți fi o infecție de la colon, lipsa de vitamine, lipsa de colagen, lipsa de calciu și deci unghiile noastre să fărâmă. Dacă să fărâmă unghiile și tu ai probleme cu micoza sau cu ciperca, cu siguranță poți ai probleme cu articulațiile. Noi cu articulațiile trebuie să fim foarte atenți, să avem grijă de corpul nostru. Dacă nu tratăm oasele ca să mâncăm sănătos, calciu, colagen, sau mă rog, chiar să bem lapte de capră, să știți că uh, uh, picioarele noastre sau au articulat, sunt și noi vom suferi pe tot parcursul vieții noastre. Nu-i de glumit cu picioarele, nu-i de glumit cu unghiile dacă vrei să faci așa tratament natural, e zero bani numai că tu îl faci în căsuța ta, nimeni nu trebuie să vii să-l facă, deci este foarte sănătos. Da, acum mai sunt și suplimente pentru ca la unghii, foarte bune, care le poți lebea eu știu unde, să vând dacă vreți, dau un sfat la fel poți iei pe 10-15 zile sau un supliment de calciu la fel pentru unghi și pentru oase. Așa, deci eu las 10-15 minute să fiarbă, stau cu piciorușul în el, deci este perfect un tratament natural, care cu siguranță, 100% poate cineva din voi să vă ajut. Foarte mulți bărbați sufră cu unghii, foarte mulți bărbați suferă cu kilogramele în plus. Și acest tratament este bun, măcar de două ori pe săptămână pentru bărbatul tău, dacă el are mai mult de 100 și ceva sau chiar sunt femei de și ceva, este bine că el scoate toate toxinile din organismul nostru, toată bacteria, surplusul de apă în organism. Ați văzut că nu am stat pentru mult timp, vă doresc mult sănătate, vă rog să distribuiți, să ajung la toată lumea, să fie toată lumea sănătoasă, nimeni să nu bolească de dureri de picioare. Dar pe mine aici, pe pagina mea de Facebook, în bucătării la Zidana Ozacuna mă așez cu diferite sfaturi astfel, toate sfaturile mele sunt pe canalul meu de YouTube. Eu te aștept, prin este abonat, cu mare drag te aștept, lasă un comentariu, lasă două. Sau dacă tu cunoști astfel de tratamente naturale, începe de abia sferbi, uitați-vă, da? Dacă tu cunoști cu mare drag, înscrii nou în comentarii ce este bun pentru micoză, ce este bun pentru ciparca de unghii sau pentru griboc sau pentru fung. Așa, vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine, eu vă iubesc cu voi, a fost prietena voastră, Zidana. Eu vă urmăresc din România, vă urmăresc din Ucraina și eu, dragile mele prieteni, vă urmăresc. Astăzi am făcut un tratament foarte bun pentru ciupearca de la picioare, pentru o picioare umflate. Într-adevăr, aș vrea ca acest live să ajungă peste tot, toată lumea să vadă, toată lumea să-l încerc, să vadă cât este de bine. Măcar de 5 ori, dacă nu ai posibilitate, măcar de 5 ori îl fă, să vezi cât de bine te simți când ai uh, picioarele ușurele, când poți burda, când poți merge, când poți sări. Deci este perfect. Mulțumesc frumos, sănătate, aveți grijă de voi, eu live-ul trebuie pe canalul meu de YouTube, dar dacă te interesați astfel de tratamente naturale, care sunt zero bani, zero, zero, nu plătești nimic, numai că tu trebuie să le faci singurică, în casă, da. Cum are drag, eu te aștept. Prietena voastră, Zidana, vă salut cu mult drag.